Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Noi suntem Retevici și acesta o să fie un vlog cu și despre mutare. Pentru că în 9 zile mai exact o să ne mutăm din apartamentul în care am stat 4 ani. Și Eva e de acord, Eva nu erai cu noi acum 4 ani, dar ești de acord, nu? Și râzi. Făcut de bagaj, pus în cutii, organizat, mutarea cu Duba. Vă vom lua cu noi pe tot acest parcurs și vă vom mai povesti despre experiențele noastre pe care le-am avut în acest apartament, pentru că am avut multe momente frumoase. Acum o să mergem mai exact la Dedeman, pentru că trebuie să cumpărăm un adeziv ca să astupăm toate găurile din casă, pentru că, dacă vă aduceți aminte, am făcut un vlog când am pus tablourile acestea aici și pentru că astăzi este 1 mai, nu știu, poate mergem să luăm și noi un mic ceva. Uite, Eva e de acord. Cred că are și ea poftă de mici. O să ne întoarcem acasă și o să ne apucăm să strângem din lucruri. Partea noastră preferată. E groaznic. Și ne apucăm să strângem din lucruri pentru că cineva, adică eu, este foarte, foarte nerăbdător, așa că nu mai am răbdare. Am luat aici două porții de mici, da? Una de cabanos și două porții de cartofi prăjiți, deci... Ca să avem spor. Să avem spor. Mergem acasă cu viteza luminii, că efectiv ne plouă în gură în momentul de față. Și avem treabă, dar prioritar e să mâncăm, da? Să avem poftă bună și ne vedem la muncă. Ultimele cutii de la colete pe care le-am primit, de la colete pe care le-am primit, le-am păstrat ca să avem așa un avans. Deja am început. Prima parte va fi aceasta cu jucările Serenei. Deja am început să pun câteva jocuri. Restul de făcut și toate cele vor ajunge aici. Eva vrea și ea să mă ajute. Eva, mă ajuți mami și pe mine? Mulțumesc! Și o să vină acum domnul. Mamă, la fix mi-ai deschis ușa. Te-am auzit cu restul de cutii. Că am păstrat cutii la magazin, da? Săptămânile astea și mai am și vreo 5 cutii de banane, deci o să avem loc. Și am zis că le umplem pe acestea și după o să mai strâng la magazin. Dar întâi vreau să rezolvăm cu astea, să le terminăm. Ce periculoasă ești cu arma asta în mână. Deja am făcut câteva cutii bune. Urmează aici. Da, am eliberat doar aici și aici. Am făcut 7 cutii, cred. Evident că îi căzuse ceva Elizei acolo în spatele noptierei și a trebuit să o dau jos. A avut niște șuruburi pentru că era prinsă în perete și puica asta mică e foarte supărată că vrea și ea să ne ajute și îi place microfonul foarte mult. Și nu poate să-l ia. Ține spate. Ca să înțelegeți, așa arată microfonul. Da. Ești fericită, e? Este ora 10 și cam asta este situația. Am reușit să golim acolo, aici, aici și o parte din zona asta. Și asta am reușit să strângem. În afară de astea sunt niște colete, dar în rest, cutiile sunt... Da, și nici n-am ajuns în dormitor, bucătărie sau baie. Nu mai zic de hol și de bara. Da, mai avem lucruri și în canapea. Deci urmează să mai strângem, dar suntem mândri de noi. Ca idee, aici 90% din lucruri sunt mai lucrurile Serenei. Nu știu unde să le bage. Aveți mare grijă când vă mutați, da? Nu strângeți lucruri ca noi, nu faceți ca noi. Noapte bună! O nouă zi, un nou rând de cutii. Am mai rămas 8 zile. Prima așa dată vine Răzvan acasă. Prima ai dată... o pâine? Da. Ai o pâine, eu prima dată intră cutiile și după eu, da? Și în geanta de sală mai am și cumpărături. Mă mântă că eu franzel aici. O baghetă. Salut! Salut! Și pregătit pentru vânta 2? Să zicem că da. M-am tuns, nu vezi, m-am pregătit pentru... Filmare, da. Bună ziua! Ne ajutați și dumneavoastră le-am pachetat? Da. Bună! Salut! Ia uite, tata construiește cutii noi. Ca să ne apucăm de ziua 2. Un moment de liniște și reculegere pentru Răzvan, care a cedat un moment. Prin canapea. Am leșinat de emoții. Ai leșinat, da? Leșinez. Doamne, câte sunt, de ce stai de multe lucruri? Eva, am văzut din microfonul. Bună! Nu vrei așa microfonul, mă! Hai, uite-i de zituri! Și doar
arăt eu să mă duc. Ia, văzut aici, frate, vrea să vadă, simți, simți, acolo, mama? N-a fost niciodată ce-i acolo. Țiță! Haideți să vă arăt cum arătam eu și cu Răzvan la primul eveniment la care am mers împreună ca un cuplu, uitați-vă. Da, tu nu erai născută, da. Nu erai născută. Ce oameni. Eu uite și drăguț, suntem și aici bronzați. Da, după ce fusesem în Bulgaria. Da, nici aici nu erai, zici. Nici aici nu erai. Ce avem aici? Tablouri și decorațiuni. Da? Tablouri și Eva? Am mare ajutor. Și acum, până nu vede Eva microfonul, începem operațiunea chituirea pereților. A văzut microfonul. Da. Pentru că soția mea a vrut tablouri în toată casa și efectiv nu a vorbit cu mine până nu i-am pus tablouri în toată casa, mi-a dat și de muncă. Acum trebuie să las peretele frumos chituit, să nu mai fie nicio gaură, să dau și cu lavabilă. Mulțumesc, Eliza, mi-ai dat de treabă. Cu plăcere! Care e situația? Nu aș fi crezut că avem atât de multe lucruri. Sunt șocată și încă nu am strâns tot. De ce te-ai făcut ea asta? Deci, efectiv, e până sus, plină. Wow. Am găsit lucruri pe care nu le știam și care gen mi erau utile și eu tot cumpăram chestii de genul, dar eu aveam acasă. Și eu am fost foarte încrezător, am crezut că tot ce e aici în baie, în cap, într-o cutie. M-am înșelat. Amarnic. Status ziua 2. Mâine urmează să plecăm din București pentru că o să vină Paștele, așa că vom avea pauză câteva zile. Ne vedem de luni încolo. Bună seara! Mai avem câte zile serie până ne mutăm? 2 zile. Super! Și așa că am început din nou să strângem bagajuri și astăzi, seară, și Serena își va strânge din haine, nu-i așa? Da! Vrei să-ți faci tu singurică hăinuțele tale pentru că ești fetiță mare, nu? Da! Și s-a apucat să-și păstreze haine pentru următoarele zile, care sunt să intre în... Cutii! Încet, încet va trebui să mai strâng și eu din lucrurile Evei. Deja am pus o parte din hainele pe care le mai aveam pe aici prin dulapuri, de pe aici, de pe sus, și urmează să strângem restul. Și în seara asta ne vom ocupa și de bucătărie, cel puțin eu așa sper. Să vedem ce părere are și soțul meu despre asta. Răzvan este foarte fericit când își vede dulapul. Au venit și întăriri, au plecat întăririle, nu le pă. Soacra mea nu e fan să apară în fața camerei, dar a venit întărirea ca să stea cu Coana, să putem să strângem. Bună! Salut! Ce vezi de? Acum urmează partea în care scriem și ce scriem? Haine Serena! Tocmai ce s-a luat o mică pauză de masă care nu era în program. Dar apoi voi pune în această frumoasă cutie pe care mi-a adus-o soțul meu, așa că după sufletul meu e tare puternică, este perfect de pus oalele. Dacă ar fi după mine, aș arunca pe toate, sincer, pentru că cumva toate au ajuns să fie stricate. Dar până când ne vom uita în casa noastră, o să mai ținem de ele și apoi așa le arunc pe toate, să le iau pe toate noi și frumoase și strălucitoare, cât vor rezista cu mine. Mâine ne mutăm, este ziua cea mare și mai avem o grămadă de strâns. Dar cred că în seara asta nu dormim. Dar mâine ne mutăm și eu, ca să avem mutarea toată frumoasă, stați un pic că-s cam luminoasă, așa, gata. Am fost și m-am vopsit. Ai zice că m-am dus și m-am vopsit pentru vreun eveniment, dar este un eveniment pentru că mâine ne mutăm! Are chef de scandal aici, doamna. Eu? Da. Stai că lumina vine dincolo, așa. Eu o să plâng acum. De ce? Nu mai fi așa dramatic. Nu se poate abține. Stai. Ca să înțelegeți, nu se poate deschide ușa, da? Nu se poate deschide ușa. Deci,
facem abstracție la cutiile alea de acolo, da? Că alea le-am văzut la magazin ca să putem să cărăm, da? Uitați, nu se poate deschide ușa. Hai, dragă, dar un troller, dai deoparte. Dar asta adevăr, avem chestii până sus, de la cutii de... Ce e aici? Până mâine dimineață stăm. Deranj organizat. În fine, mai aruncăm, mai donăm. Neața tuturor! Astăzi este ziua mutării și dacă vă arăt puțin casa, pot să vă fac așa un mic tur, veți înțelege de ce am intrat în panică, deoarece este ora, cred că 11 și în 4 ore vine Duba ca să ne mutăm, dar casa este total nepregătită. Să vă arăt! Aici încă sunt foarte multe lucruri ce trebuie spuse prin cutii, sunt tot felul de haine, afară mai am niște haine la spălat, holul, bucătăria este dezastru și trebuie să-și strângem din ea. Așa, în hol mai avem niște lucruri, haine de strâns, lucruri de pe strâns, bine că ăsta e gol. Și pentru că m-am panicat, am început să strâng foarte puternic tot ce este pe aici. Am pus, mare parte de laptele sunt goale. Am ieșit după ușă. Și aici, deocamdată lucrez doar eu sunt pe fază, Răzvan la muncă. Da, sper că ne țineți pumnii. Și hai, Liza, la treabă! Ca idee, când vă mutați, scrieți pe cutie, o să vă ajute foarte mult la despachetat, ca să știți ce este prioritar să despachetați, mai ales dacă va exista și o perioadă de timp destul de lungă între ele și nu mai știi ce ai pus în cutii. Gata, prieteni, am terminat cu dormitorul. Băieții, până atunci eu stau aici, păzesc mobila, nu știu de cine, că sunt foarte ok vecinii de la mine din bloc, din fostul nostru bloc. Dar eu sunt aici ca să simt că am și un rol. Este prima dubă, mare parte, 4 ani de strâns, aproape într-o dubă și încă o dubă să mai fie. E bine că data trecută când ne-am mutat de la garsonieră, am avut o dubă și mai mare de 3,5 tone și era jumătate. Acum suntem decenți, o dubă mai micuță, dar e ok. Serena o să aibă camera ei. Yes! Ne vedem la bloc. Acum trebuie să ne spună și Eliza care este cel mai frumos moment al ei petrecut în acel apartament. Cred că... Dar nu în fața mea, așa. Mi-au plăcut momentele în care ne-am sărbat zile de naștere acolo. Și mai ales ultima zi de naștere petrecută acolo a fost la Serenei. Mi-a plăcut foarte mult că a fost și Eva, și Don, și tu, și eu, și Serena și că v-am surprins. Chiar mi-a plăcut și că am reușit împreună cu Eva să pregătim toată casa. Vă mulțumim că ați stat până la finalul vlogului cu noi. Sperăm că v-a plăcut aventura noastră de a ne muta și poate ați luat și niște informații utile pentru când va fi nevoie să vă mutați și voi. E purică. Noi vă așteptăm în continuare pe canalul nostru. Să nu uitați să ne dați subscribe ca să vedeți ce mai postăm. Urmează să postăm mai mult, așa ne-am propus. Și dacă vreți să fiți la curent cu ce mai postăm, nu uitați să ne urmăriți pe Instagram și pe TikTok. Facem mult mai multe chestii acolo și postăm poze și videoclipuri și sketch-uri. Da, ne găsiți peste tot. Care te vici, vă pupăm! Ia, vezi. Eu am fost prea obosit ca să vorbesc așa, așa, înțeleg. Eu am fost prea obosit ca să vorbesc așa că am lăsat pe Eliza. Data viitoare o să vorbesc și eu mai mult. Așa cum îl știți. Pa! Ah.